Mișcarea anului în fotbalul argeșan s-ar putea produce chiar în această vară. Școala de fotbal Dani Coman este pe cale să își mute activitatea la Mioveni. Primarul Ion Georgescu este de părere că acest lucru ar putea fi făcut, dar doar în anumite condiții. În viață totul este posibil, dar niciodată Consiliul Local Mioveni nu va susține un alt club în Mioveni. Probabil să închirieze terenul din Mioveni, dar ca noi să-i susținem financiar o școală privată nu se poate, pentru că fondurile publice sunt pentru altceva. La noi este sportul de masă, clubul era printr-un contract de finanțare, deci din punct de vedere legal nu se poate. Că va închiria stadionul la Mioveni este cu totul altceva. Ce se va întâmpla până la urmă cu echipa mare de fotbal care tocmai a retrogradat rămâne de văzut. Cert este că primăria nu se va mai implica financiar la club.